Mii de soldați tineri și bărbați în floarea vârstei și-au pierdut viețile în lupta cu invadatorii ruși, iar alții au rămas infirmi pe viață. Este și cazul lui Andrei, un tânăr de 21 de ani care a suferit cumplit în urma invaziei lui Putin în Ucraina. Tânărul a rămas fără braț și picior în aceste momente, el fiind internat într-un spital din țară, unde medicii luptă pentru viața sa. Conform unica.md, Andrei va împlini în curând 22 de ani. Tânărul încearcă să rămână pozitiv, chiar dacă războiul i-a schilodit corpul. Copleșiți de durerea imensă și distruși economic, ucrainenii încearcă să își adune puterile și organizează campanii de colectare de fonduri pentru cei suferinți. Potrivit medicilor, Andrei are politraumatism, fractură închisă a mai multor vertebre, leziune a măduvei spinării, contuzie toracică, fractură deschisă a humerusului, amputații brațului și piciorului drept și multe alte leziuni mai mici. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spune că se așteaptă ca Rusia să își intensifice atacurile în contextul în care Kievul urmează răspunsul blocului european privind acordarea statutului de țară candidată la UE. Ministrii de externe din Statele Uniunii Europene caută soluții pentru a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate de Rusia. Este vorba despre cel puțin 20 de milioane de tone de cereale potrivit Reuters. Pe de altă parte, secretarul Secretarul General al NATO, Stoltenberg, a avertizat că există riscul ca războiul să dureze ani de zile.